Continuăm în această ordine. Țineți-l, da, țineți-l așa, mai rețineți-l. Ar trebui spuse multe lucruri despre Nicolae Steinhardt. În primul rând, contactul cu opera lui este, așa, pentru mine, un soi de itinerariu spiritual, ca să-l cităm pe Mircea Eliade. Aș porni totuși de la articolele lui Steinhardt și cărțile pe care le-a publicat înainte de 1947 și de schimbarea de regim politic, trecerea de la monarhie la republică. În perioada respectivă, Nicolae Steinhardt a publicat, de fapt, o carte despre iudaism, alături de vărul lui, Emanuel Neumann, o carte foarte interesantă prin mizele ei, pentru că, practic, el aborda, de fapt, o chestiune care ține de teologia iudaică și pe care o întâlnim abordată într-un alt stil de Mihail Sebastian, pentru că în momentul acela el își asuma complet identitatea iudaică și nu ajunsese încă la metafora asta care era, de fapt, convertirea din Jurnalul Fericirii, care presupune, de fapt, o experiență de tip teologic asumată de plin, dar o trecere dintre, de la un tip de religie monoteistă la un alt tip de religie creștină și bazată pe dragoste, pe înțelegere. Domnul Cristian Crăciun vă povestea despre modul în care scria critică. El spunea că în critică trebuie să aprinzi tot timpul principiul iubește-l pe altul ca pe tine însuți. Și toți autorii pe care îi analiza critic, aminteați generația poeților 70, dar de pildă a scris foarte frumos și despre 85, a scris despre volnul lui Lefter, globul de cristal, cam toți. Cu mare aplom și o mare dragoste. Deci, pentru că era un om deschis, un om care extrovertit într-un fel. Și începuturile acestea sunt date, de fapt, de volumașul acela de parodii, care se numea În genul tinerilor inițial și pe care Linceanu l-a schimbat și i-a zis În genul lui Cioran, Moica și numele Iade, pentru că deveniseră niște nume și titlul inițial nu-și mai avea rostul, în care ironizează o chestie imberb, așa, care seamănă cu energia lui Eugen Ionescu din nu cam tot ce era generație gândiristă sau generația 27, cum îi spune Marta Petreu, sau cum ne-am obișnuit să-i spunem și noi. Și am adus un al treilea volum, care reprezintă, de fapt, cred că l-am pus pe aici problema, o antologie a doamnei Viorica Nișcov, care se numește Articole burgheze și o să vă explic de ce se numește așa. Steinhardt, fiind evreu, trebuia să se regimenteze, pentru că tot eșalonul ăsta intelectual, inteligenția, cum o numim astăzi, avea fie de ales între extrema stângă și extrema dreaptă. Spre deosebire de alții, nu sunt un mare fan al lui Țuța, care le-a bifat pe amândouă, a trecut de la o extremă la alta. Bine, lăsând la o parte ulterior ce s-a întâmplat, experiența carcerală și asta, a reușit să bifeze cele două totalitarisme într-o perioadă foarte scurtă de timp. Steinhardt venea foarte mult din direcția cenacului zburător al lui Lovinescu. A fost un apropiat al lui Lovinescu. Știu că își notează la un moment dat că i-a împrumutat discursurile parlamentare ale lui Maiorescu, pentru că Lovinescu nu le avea și i-a dat de vreo două, trei ori telefon să aibă grijă de ele să nu le piardă. Pentru că, mă rog, ele sunt, de fapt, un soi de pisc al oratoriei literare. Articolele au fost inițial publicate în mai multe reviste. Ediția asta este alcătuită de doamna Viorica Nișcov. Asta discutam cu studenții la facultate, țin un curs despre eseu între literatură și filozofie, deci mă ocup de toți ăștia, toată generația, și discutam despre necesitatea de a avea rapid, sau mă rog, într-un interval de timp
cât de cât onorabil, niște ediții critici ale scriitorilor interbelici, ale lui Steinhardt, Camil Petrescu. Aceasta nu este o ediție critică, este o ediție comentată, de fapt. Deci știm diferența. Ediția critică se face cu manuscrisul în față. Nu știu dacă cei de aici au lucrat direct pe manuscrise sau pe xeroxuri. Din păcate, de multe ori se confundă tipul ăsta de alcătuire a edițiilor. Și aici aș mai spune că el începe să publice, în primul rând, la revista burgheză, de unde vine numele cărții, articole burgheze, și la o revistă la care, prin care am trecut cu foarte mare atenție și despre care aș vrea să existe cumva o monografie, și anume marea noastră revistă culturală, revista Fundațiilor Regale, care era sponsorizată de regele Carol al II-lea și care era, de fapt, topul, în care publica topul scriitorimii române. Deci era cea mai nobilă și cea mai deșteaptă revistă care a apărut probabil în istoria literaturii române, în afară de secolul 20, cu care probabil rivalizează, și secolul 20 a fost făcută după ea, după modelul revistei acestea a Fundațiilor Regale, modelul francez fiind NRF, Nouveau Revue Francez, scoasă de Gide și de Sartre și de ceilalți intelectuali francezi la Paris. Revista Fundațiilor Regale are niște texte care, din păcate, sunt foarte puțin cunoscute și sunt texte inedite ale lui Eliade, ale lui Cioran, care nu au fost ca lumea prelucrate și care probabil că ar trebui salvate. Cam trei pătrimi din cartea asta sunt despre scriitori francezi. Am impresia că în tinerețe nu era numai francofil, ci era chiar galoman, zicea Eminescu. Deci cultura noastră era datorat foarte mult culturii franceze și prin lipsa asta de polivalență, poliglosie, era obligat să citească Kierkegaard sau Nietzsche, nu? Citeau numai în limba franceză, traducere. De altfel, Socec și librăriile din București aveau rafturi umplute cu cărți în franțuzește. Deci tot ce era percepție universală venea din franceză, pe intermediar francez. În opera lui Steinhardt, cartea asta, articole burghese, contează foarte mult, pentru că, de pildă, vă dau un exemplu, el vorbește despre doi autori care au constituit axele tezei mele de doctorat, Marcel Proust și Andrei Gide, și care, de fapt, sunt axele gândirii noastre interbelice, pentru că influența lor se duce foarte mult pe roman și pe jurnalul lui Gide, pe conceptul acesta de autenticitate pe care îl preia Camil Petrescu și pe alte valori care revin în toate operele. În cazul lui Steinhardt, analizează viața lui Gide și există domnul profesor Ardeleanu, care a făcut o teză, o biografie cea mai bună și mai valoroasă biografie și analiza operei publicată până acum la editura Humanitas. Mi-a adus un xerox după o monografie Gide pe care o pregătise până avea 20 de ani. Deci o scrisese practic și care s-a păstrat în manuscris la Rohia și va fi publicată în ultimul volum de varia, nu știu, peste 2-3 ani când vor termina seria asta, urmând să mai existe încă două volume de publicistică, inclusiv Dumnezeu în care spui că nu crezi, corespondența cu Virgilie Runca, există corespondență inedită cu Nemoianu, cu foarte mulți scriitori care erau în afara țării, care se găsesc în afara țării și cu care Steinhardt făcea permanent schimb de cărți. Era bibliotecar la Rohia, ajunsese bibliotecar și se îngrija foarte mult de fondul ăsta de carte și ruga prietenii pe Ionescu, pe Cioran, să-i trimită cărți și făcea schimb de cărți cu Lovinescu, Monica Lovinescu și Virgilie Runca. El trimitea cărți românești de literatură și ei trimiteau cărți în limba franceză. În opera lui Steinhardt, un capitol aparte îl joacă opera lui Proust,
romanului Proust, pentru că tot vorbim despre jurnalul fericirii. Există două variante, o variantă roșie și una albastră. Varianta manuscrisului de la Rohia este cea în ordine cronologică și cea care a ajuns în editura Dacia, prin editura Dacia la noi, este o variantă în care el se joacă foarte mult cu timpii narrativi. De altfel are două influențe, Proust și Joyce, de fapt, autori care îi stârnesc tot timpul interesul și pe care îi comentează de foarte multe ori. Și are un soi de spații așa, intertextuale, care se numesc Boogie Mambo Rag, cele trei cuvinte. M-am tot gândit de unde vin, până la urmă mi-a venit ideea că vin din muzică. Sunt trei stiluri muzicale. Mambo, Siria sau, mă rog, Chinescu și Ragtime, care e un stil tot din jazz. Deci iubea foarte mult muzica, se duce la pietre să asculte, cred că Jesus Christ Superstar, nu? O celebru musical de pe Broadway, și vede acolo o chestie super creștină. De multe ori, în dorința asta lui de a descoperi secretul lui Caragiale, mare, un celebru text despre Caragiale, publicat inițial în revista Ethos în străinătate, face și niște aberații, după părerea mea, comite niște interpretări false. De pildă, în secretul scrisorii pierdute, spune că, pornind de la un text al lui Călinescu, că Zoe, celebra eroină din scrisoare, e un fel de domina bona, o fel de imagine a fecioarei. Mă rog, ea se duce acolo și împacă pe toți bărbații aia care se băteau ca bivoli, cap în cap. Iată, mare interpretare creștină a scrisorii pierdute. Evident că nu e reală, nu ține explicația lui. Dădeați exemplu teorema lui Pasolini. Are un text foarte frumos despre La Dolce Vita, în care spune că, de fapt, filmul e presărat cu simboluri creștine, cu imaginea peștelui, cu ideea aia, cu miracolul care se produce și tipul ăia încearcă să-l dea la televizor și peștele mort de la sfârșit, care se mișcă, de fapt, moartea. Lucrurile în opera lui stau foarte... E un om foarte rafinat. Eu am dat peste jurnalul fericirii din întâmplare. Mă lăsesem să mă spovedesc prin 90 la o biserică la Cozia și călugărul de acolo, egumen mănăstirii, m-a întrebat dacă am citit jurnalul fericirii. Și spre rușinea mea am zis că nu am citit. Și bineînțeles că m-am întors acasă și am căutat peste tot jurnalul fericirii până am găsit ediția de la Dacia. Și m-am apucat și am citit și, într-adevăr, avea dreptate că e o carte deosebită. Ar fi mult mai multe lucruri de spus. O parte le-am spus și eu, o parte le vor spune domnii profesori și invitații de astăzi. Închei printr-un îndemn. Citiți cărțile lui Nicolae Ștahar, nu? Pentru că deviza sub care le-a scris este dăruind vei dobândi, este deviza Sfântului Nicolae, cel care e, de fapt, patronul lui spiritual. Până la urmă, e și devisa noastră ca profesor universitar, dăruindu-le studenților, dobândim și noi multe lucruri de la ei. Citim împreună, cercetăm împreună și ne gândim câteodată la Părintele Nicolae. Bun. Mulțumesc.